Bună seara, Universitatea Preiau a câștigat astăzi cu 2-1 confruntarea cu Petrolul. Patronul principal al echipei noastre, domnul Emil Santoi, vă va spune părerile sale vis-a-vis de acest joc, apoi va răspunde întrebărilor dumneavoastră. Domnul Santoi, vă rog. Da, cred că a fost un spectacol frumos astăzi. Din punct de vedere, poate a fost unul dintre cele mai frumoase jocuri de prima ligă de până la două echipe din fruntea clasamentului. Două echipe care au obținut rezultate bune până la acest moment. Până la acest joc, știți că nici noi nu eram obișnuiți de 15 etape. Am reușit să trecem și al 16-lea val astăzi, chiar cu o victorie. O victorie importantă pentru noi. Un joc frumos, încă o dată, cu riscul de a mă repeta. Cred că ocaziile de gol au fost împărțite și de o parte și de cealaltă. Și nu cred că totuși sunt subiectiv dacă spun că ocaziile mai clare au fost de partea noastră. Pentru că după golul pe care l-am reușit în prima repriză, e adevărat, am fost dominați a doua parte a primei reprize și Petrolul și-a creat două situații de amacabă, două oportunități. Dar în repriza a doua, cred că noi am avut trei situații clare de amacabă. Două dintre ele la care Rocea nu a reușit să ajungă și a rămas cu poarta goală. Și una dintre ele, în care a reluat capul din apropiere, iar Pesania a reușit să respingă. În rest, am primit golul pe o greșeală de poziționare. Poate și puțin întâmplat, pentru că a fost o minge deviată de Maris, acum și asta a fi aplicat foarte bine. Mă rog, am reușit să reacționăm imediat, ceea ce este foarte important pentru noi. După aceea, Cristi Bolgădean a fost inspirat la lovitura de 11 metri pe care am bătut-o Texel. În rest, ce aș putea să spun, felicit ambele echipe pentru jocul de astăzi. Cred că a fost o propagandă bună făcută fotbalului românesc. Și tot ce să vă zic. În vreme echipei Petrolul, multă baftă în continuare. Arbitrajul cum vi s-a părut în seara asta? Pentru că au fost anumite discuții legate de deciziile pe care Balaș le-a luat și de o parte și de cealaltă, dacă dumneavoastră ați văzut ceva special. De vedere, cred că arbitrajul a fost indecabil. Adică nu aveți de reproșat, de exemplu, că la penaltul dat Craiovei n-a dat și eliminare sau cei de la Petrolul spun și au avut și alte două lucruri la 11 metri? La care eliminare ar fi putut să fie 11 metri pentru că la Brandan? La Cai, când îl împinge pe... Îl împinge pe Gerard acolo? Nu, cred că la Cai. Acat, scuze. Acat, da, îl împinge în Cai. Eu cred că cele două lovituri de la 11 metri pe care le-a acordat Cristi Balaș au fost cât se poate de clare. Pentru că și Izvoranu a lovit, de fapt mingea l-a lovit în mână pe Izvoranu. Iar la fel, penaltul care ne-a fost acordat nouă, nu are rost să-l comentăm cum a fost. Penaltul clar. Nu? Dar ați spus că arbitrajul a fost impecabil. Vă amintiți faza? A fost 11 metri clar. Vă mai amintiți fata? Da, amintesc. Ce carton ai să dădea acolo? Mă rog, a fost penalt. Vă întreabă un petrolist. Să-l scriem. Da? Da. Deci nu e vorba de impecabil. Da, mă rog, este interpretabil, să știți, din punctul meu de vedere. Ultima care este care ar fi secretul acestei sei senzaționale prin care trece Craiova în acest moment? Că suntem o echipă disciplinată și o echipă organizată. Deci cred că aici am avut foarte multe de câștigat. E adevărat, o pregătire fizică fără reproș. Și vă spun sincer, atât în perioadele de întrerupere din turul campionatului, cât și în pregătirea de iarnă, în cele două stagii de pregătire pe care le-am făcut în Turcia, vă spun sincer că nu avem ce să reproșăm nici măcar unii dintre jucători. Din punct de vedere a modului în care au perceput perioada de pregătire și au înțeles că fără o pregătire
fără reproș nu se pot obține rezultate. Ați mai avut în carieră o serie atât de bună ca antrenor? Dacă mi-aduc bine aminte, s-ar putea cu echipa de tineret să fie avut 17 jocuri fără înfrângere. E adevărat, printre aceste jocuri am avut, cred, unul în care am jucat cu o echipă olimpică. Și nu se contabilizează, fiind o echipă cu jucători mai mari de la vârstă. Deci cred că au fost 17 rezultate. Dacă ar fi contabilizat și altceva, nu aș putea să spun că n-am mai avut o asemenea serie. Dar, până la urmă, cred că nu știu dacă ne uităm și în campionatele puternice din Europa. Nu știu exact dacă sunt multe echipe care să aibă un asemenea număr de jocuri fără înfrângere. Și din care rețineți că până la urmă noi avem 10 victorii și 6 rezultate de egalitate. Vă gândiți și la podium? Pentru că acum ați venit destul de aproape de acea zonă, prin această victorie împotriva chiar Petrolului. Fiecare dintre echipe își dorește să termine cât mai sus, nu? Dar dacă vă aduceți aminte și noi am avut o perioadă foarte grea la începutul campionatului, când aveam decât 2 puncte după 6 etape, înseamnă că ne-am propus ca fiecare joc în parte să-l tratăm separat de celelalte. Am reușit să obținem aproape maximum de puncte din marea majoritate a partidelor pe care le-am discutat. Și punem același lucru și în continuare, să vedem dacă se poate. Acum, vedeți o prezență în cupele europene. Nu știm exact ce va fi până la finalul campionatului. Ați văzut că în istoria fiecare echipe apar perioade pozitive, perioade mai puțin pozitive, pot să apară și rezultate negative. Noi ne dorim să prelungim cât mai mult această invincibilitate. E normal să ne dorim asta și, în primul rând, și jucătorii. Domnule Sândoi, să ne întoarcem un pic la Andes, vă rog. Da. A spus că Bălgrădean a fost inspirat. Bălgrădean a fost inspirat sau Teixeira a fost neinspirat? Adică, dumneavoastră, când spuneți că Bălgrădean a fost inspirat, înseamnă că aveți ceva la bază. Haideți să vă spun ceva. Mie, de obicei, nu-mi place să vorbesc despre jucătorii celeilalte echipe. Înțelegeți? Dacă Bălgrădean nu plonjează în dreapta lui și plonjează în stânga lui, este gol. Nu, eu deci, pun această întrebare, da. Care, de fapt, trebuie adusă un pic mai departe, sau ce tip între rânduri. Urmărește, portarii urmăresc, ai dumneavoastră, un debat adversarii penalti? Să știți că, în general, noi nu lăsăm niciun detaliu la voia întâmplării. Deci asta a fost, practic, întrebarea pe care am pus. Mulțumesc. Înainte de asta, sau mă rog, s-a discutat că Universitatea îl vrea pe Teixeira. Acum ceva vreme. Îl mai doriți? L-ați mai dorit la echipă? Cred că a afirmat vreo unul dintre noi, Sorin Cârțu. Am citit, am citit o știre în ziar. Au avut o declarație. Au avut iar, în ziar, da. A apărut în presă. Da. Și vă dați seama că și noi ne-am dorit jucători de la toate echipele din țară, jucători de valoare. Toată lumea își dorește jucători de valoare. Și cred că Teixeira este unul dintre cei mai buni jucători din campionatul nostru. Deci și înțeleg că dacă va fi situația, las doi. Cam așa am traduc, nu? Nu știu exact. Deocamdată nu prea avem ce să le reproșăm jucătorilor noștri. Sunt convins. Nu prea avem ce să le reproșăm. Să știți că pe undeva noi avem câțiva lideri de echipă care sunt la maturitate sportivă, cu experiență în spate și în rest avem și destul de mulți jucători tineri. Vedeți, noi avem mai mulți jucători care vin din Liga 2, este primul campionat de primă ligă. Pentru că este vorba și despre ACA, este vorba și despre Vătăjelu. Sunt mai mulți jucători. 3, 4, 5, 6... Aveți 7 care au jucat în prima ligă mult, din titulari. Da, dar poate nu uitați-vă și pe banca de rezervă. Și mulți pe se echipă de întâi, da. Avem mulți jucători tineri. A fost Viorel Mușovan la acest joc? V-a comunicat ce jucători ar fi interesați pentru meciul cu Isile Feroi de aici, de la dumneavoastră, de la echipă? Nu am apucat să stau de vorbă cu el. N-am apucat. Dacă aș fi stat de vorbă... Da.
Dar e mai greu un meci bun pentru Craiova să ia puncte de acasă, pentru că a avut două meciuri egale. Mă gândesc și la suprafața pe care joacă. Dacă vă aduceți aminte, și eu am declarat chiar în jocul cu Steaua. Pe noi nu ne avantajează nici pe noi acel teren în jocurile de acasă. Dar, vă spun, s-au făcut eforturi și cât de curând, eu cred că după perioada de întrerupere, cazul nu va fi impecabil. Ca să fiu sincer, să știți că și astăzi mă așteptam ca suprafața de joc să fie mai bună. Aici? Da. Da, da, e, e. Deci credeam că o să fie mai bună suprafața de joc. Mai slabă, deci aveți dreptate. Duelul cu Astra, cum va fi? Cu Dorica Munteanu, un antrenor care a venit și a schimbat fața astăzi. În afară de frângerea, să spunem, cu Iași. Trebuie să recunoaștem că și Astra are un lot, nu vorbesc numai de primii 11, lucru care este valabil și la Petrol, are un lot foarte valoros. Pentru că, până la urmă, condiții și Petrol și Astra sunt două echipe de cupe europene, două echipe care la începutul campionatului și-au propus ca obiectiv poate câștigarea campionatului, dacă nu înșel. Nu știu dacă mai știu ceva. Poftim? Zic, s-a mai schimbat ceva între timp. Vezi de începutul campionatului. Până la urmă, totuși, noi suntem o nouă promovată din punct de vedere al experienței internaționale. Avem jucători care nu prea au o anumită experiență internațională. Va fi un meci foarte greu, dar să știți că și meciul de astăzi a fost un joc dificil pentru noi. Vedeți că până la urmă, cred că am făcut o partidă bună și cred că am câștigat meritat. Nu știu dacă împărtășiți punctul meu de vedere, dar asta este părerea mea. Da. Cred că erați mulțumit și până egal. Depinde de cum s-ar fi desfășurat partida. De exemplu, în condițiile date, după joc, dacă am fi fost egalați, vă spun sincer că poate n-am fi fost atât de mulțumiți. Pentru că v-am spus, ocaziile mai clare, cred că noi le-am avut. Am și eu câteva întrebări. Frăsinescu, de ce n-a jucat? A fost suspendat sau accidentat? Frăsinescu are o leziune musculară. Da. Cu Băluță, domn, ce-i titular? Acum, cum v-a venit ideea să intre decât din repriza a doua? Prin 11-le pe care le-am făcut, să știți că am mai vrut să mai blocăm și unele puncte forte ale adversarului de astăzi. Și dacă lui Varga i s-a reziliat contractul lui Ferfela și Curela, se mai pregătesc individual sau sunt trimis la echipa a doua? Ei se pregătesc cu echipa a doua, sunt în discuții cu conducerea noastră. Din câte știu, Curela este accidentat, încă n-a putut să înceapă pregătirea. Este o accidentare din turul campionatului, din turul antrenament și n-a reușit să-și revină. Știți că din punctul ăsta de vedere, locul nostru nu este foarte numeros și chiar ne-am mai fi dorit jucători pe unele posturi. Alea o să intrăm acum în detalii. Dar este bine că ne-am descurcat, așa, și probabil că în funcție și de clasarea noastră la finalul campionatului, o să luăm împreună cu conducerea clubului deciziile de regulare. Și ultima lui Dumitrașii e greu să pătrundă în primul 11, mai ales că a avut și meciuri acum cu selecționata în Turcia. De-aia l-ați transferat de la cea globul, nu? Aveați nevoie de el. Da. Dumitrașii este un jucător de valoare, să știți că nu întâmplător a fost chemat la selecționata divizională. Dar vedeți că și noi avem o echipă formată în vară. Bine de rău, s-a creat o omogenitate în cadrul grupului în ultima perioadă. Deci vă dați seama că e foarte greu puțin probabil să scoți un jucător dintr-o echipă care nu-ți pierde 16 jocuri la rând ca să riști să bagi altul. Acum vă spun sincer, și noi vrem ca debutul lui Dumitraș la această echipă să fie făcut într-un moment favorabil. Așteptăm acel moment. Vă mulțumesc!